Campionii de la CSR Mazzalo au disputat marți seara ultimul joc în fața propriilor suporteri în acest sezon de Liga Campionilor. Adversara de marți seara campioane a fost gruparea poloneză ASEC Resovia Rzeszów, o echipă în care se investește foarte mult și care are în lot jucători ale căror salarii concurează cu cele ale celor mai buni fotbaliști din Liga 1 din România. Chiar dacă au jucat cu multă determinare, campionii nu au reușit să obțină niciun punct în confruntarea cu Rzeszówia Rzeszów. În ciuda acestui aspect, jocul echipei l-a mulțumit pe tehnicianul Marius Sordil, care s-a arătat încântat de modul în care Robinson Vnoranen și compania s-au luptat în duelul cu conaționalii săi. Nu am jucat pentru un set, am jucat pentru toate cele trei puncte. Pot spune că sunt fericit după acest joc, dar nu pentru scor, sunt fericit pentru că am avut pe teren o echipă care a luptat, care a avut un joc bun în fața echipei din Rzeszów. Pot să spun că pentru noi acest joc bun este următorul pas pentru ceea ce urmează în campionat și pot să spun mulțumesc băieți pentru că a fost frumos și să văd cum au jucat și cum au luptat. Noi am încercat să dăm ce avem mai bun. Am avut două meciuri unde chiar ne-am dorit pe teren și în următoarele meciuri va fi tot mai bine. Sper să avem aceeași dăruire și în campionat, să jucăm cu determinare și să facem spectacol pentru spectatorii noștri. La fel de încântat ca și antrenorul său a fost și Robinson Vnoranen, care s-a arătat optimist în ceea ce privește viitorul echipei campioane. Cred că azi am făcut cel mai bun meci al nostru în Liga Campionilor. Este un lucru bun pentru noi pentru că acest joc ne dă încredere. Din păcate pentru suporterii noștri nu am câștigat niciun set și am fost foarte aproape. Avem o altă mentalitate acum și sâmbătă vom merge la Dej pentru a câștiga. CSR Mazzalo mai are de disputat un singur joc în grupa G a Ligii Campionilor pe 12 decembrie în Italia, în compania echipei Prebanca la Nuti Cuneo, dar până atunci mai au de disputat un joc în întrecere internă, sâmbătă în deplasare în compania liderului CS Unirea Dej.